Să ne înțelegem bine. Cea mai mare piedică în calea găsirii unui Hristos ca rege este mândria. Pentru că, dacă gândiți logic ca Irod, aveți dreptate. Doi regi pe același tron n-au loc. Nu se poate, nu este loc pentru doi. Unul trebuie să fie regent, sau cum îi zice, ajutorul regelui, nu? Numai unul poate fi rege, nu pot fi doi. Așa e și aici. Când îl găsim pe Hristos ca rege, cine nu mai este rege? Eu. Și mândria este un pericol extrem de mare, o piedică imensă, la care nu există tratament, după cum vorbește Scriptura. Pentru că Scriptura ne arată că mândria este o boală mortală. Mândria merge înaintea, ea nu poate fi tratată, din mândrie trebuie să fii scos. Și singurul care te poate scoate din mândrie este Hristos, Regele Suprem. Care a venit tocmai într-o formă în care smerenia să fie vizibilă.